Este opinia publică occidentală retrogradă sau reacționară? Iată o întrebare care revine din ce în ce mai mult în actualitate, odată cu alegerea lui Donald Trump în Statele Unite, odată cu Brexit și chiar acum în contextul alegerilor prezidențiale din Franța. Îmi amintesc că în anii când eram adolescent în România și student și tânăr scritor, de fapt, tot ce voiam era să fiu recunoscut ca european, ca occidental, să mă occidentalizez, să înțeleg și eu de ce Occidentul era în avangarda gândirii progresiste. Acum, în acest moment, descopăr tot mai multe eseuri, tot mai multe semnale de alarmă, tot mai multe dezbateri în care mi se spune, în care ni se spune că Occidentul a intrat într-o perioadă de decadență și că s-a terminat. Gândirea progresistă, gândirea generoasă, nu mai este aici în Occident. Bine, există tot felul de concepte care apar despre populismul totalitar. Oare după totalitarismul pe care l-am cunoscut noi în Europa de răsărit, ori după alte totalitarisme pe care le cunoaștem în spațiul integrismelor, Europa riscă să intre într-o epocă de populism totalitar? În această lună aprilie, 15 intelectuali importanți de pe planetă, de stânga, publică o carte cu 15 eseuri în 14 limbi tocmai pentru a demonstra că occidentul și civilizația occidentală a ajuns la un moment de cotitură, că de fapt cuvântul de ordine care era progresul, care era umanismul, care era deschiderea, care era libertatea, care era toleranța nu mai aparțin în ziua de astăzi știu eu, viziunea occidentale. Ce viziune vine în spate? Este viziunea fricii, este viziunea replierii în sine, este viziunea angoasei identitare și mai ales teama că migrațiile vor putea să scoată din istorie omul alb și în America și în Europa. Cel puțin o carte în ultimul timp mi-a atras atenția care este Biblia decadenței, Michel Onfray. Michel Onfray este un filozof la care țin foarte mult. El a făcut o critică extraordinar de interesantă a creștinismului, a ideologiilor totalitare religioase și cu mare luciditate spune că în definitiv toate civilizațiile mor și că ultima, cea care s-a și globalizat, civilizația occidentală și ea, trebuie să moară. Michel Onfray spune, nu sunt nici trist, nici înfuriat, Constat este sfârșitul acestei civilizații. Ceva mă doare în această, știu eu, siguranță de sine a lui Michel Onfray. Spune spun, oare copiilor le putem preda la școală această Biblia decadenței? Le putem spune de la vârsta de 12-13 ani? Știți, trăiți într-o lume în care decadența este deja clară, evidentă, s-a semnat deja... Certificatul de înmormântare al Occidentului și al civilizației occidentale? Oare cum poți să crești, să educi tinele generații cu astfel de Biblie a decadenței? I-aș fi spus lui Michel Onfray, i-aș fi, fi transmis un vers din Nichita Stănescu Nu mor când vor câini, dar este foarte greu de tradus în franceză.